În județul Sălaj au fost create 72 de locuri pentru romi în toate liceele pentru anul școlar 2014-2015. Dintre aceștia, 60 au rămas neocupate. În județul Sălaj, în cadrul admiterii în învățământul liceal de stat, 72 de locuri au fost puse la dispoziția elevilor de etnie romă. S-au înscris pe aceste locuri 12 elevi. Anul trecut, situația a stat ceva mai bine, când elevii de etnie romă au beneficiat de 89 de locuri. Ca să poată fi admiși la liceu în mod preferențial, elevii trebuie să-și declare apartenența la etnia romă. Un rol important joacă liderii comunităților de romi, de unde pleacă recomandările. Dovada trebuie adusă însă de elevi de la o organizație a romilor care eliberează adeverințele de care au nevoie.